Bine ați venit la Centrul Cultural Pitești în această superbă zi, luminoasă în sufletele dumneavoastră și în sufletele celor care vor vedea videoul când va fi gata. Invitata emisiunii din cadrul proiectului Viața merge înainte este doamna Georgeta Rodica Chiran. Astăzi vom avea lansare de carte și vom intra puțin pe alt făgaș cunoscut mai mult doamnei decât mie, pentru că eu nu scriu astfel de nuvele sau de romane. Am emoții, sunt în fața unei frumoase, rafinate doamne. Asta simt eu, am zis-o odată, probabil că am fost de mai multe ori bărbat și văd în femei tot frumosul și sunt atrasă de, mai ales de cele care sunt creatoare, indiferent de ceea ce creează. Spuneam că în perioada verii suntem mai relaxați. Nu o să vă povestesc prea mult despre carte, pentru că vreau să o citiți dumneavoastră. Dar aș vrea să intrăm puțin în sufletelul, doar puțin, în sufletelul lui Geo. Pentru că am văzut că nu este de pe aceste locuri. Este de pe această planetă, în această viață, adevărat. Dar s-a născut în orașul Brad, din județul Hunedoara, și face parte dintr-o familie în care s-au născut patru fete. Da, patru fete. Patru fete. Iar Geo este cea mai mare. Toate surorile scriu? Două dintre ele. Una dintre ele chiar și-a lansat acum 2 ani primul volum de poezii. Felicitări! Da, mulțumesc! Nu am cunoscut-o pe Geo prin intermediul altei persoane. Am cunoscut-o pe Facebook. De fapt, am văzut-o, i-am remarcat picturile. Și în momentul în care am văzut că este din acest oraș în care locuiesc și eu, dar nu am născut nici eu în acest oraș, mi-am dorit să o cunosc. Pentru că arta de a picta este destul de delicată, iar această doamnă pe care o am în dreapta mea reușește să transmită foarte multe mesaje pline de lumină, de pace și mai ales de iubire. Este o doamnă a iubirii. Așa cum spuneam, eu nu scriu nici nuvele și nici romane de dragoste. Aș putea să spun că aceste două povestiri, pentru că este vorba despre două povestiri pe care le lansează în cadrul volumului Ancoră peste timp, au această nuanță de iubire, dragoste, pasiune. Deci, a copilărit în municipiul Petroșani, Hunedoara, a terminat studiile liceale și a primit o repartiție în muncă în municipiul Pitești. Aici s-a stabilit, aici are o familie formată din Două fete și un băiat. Și un băiat, să străiască Geo. Creatoare pe toate planurile și bogată pe toate planurile. Deci astăzi o cunoaștem în calitate de scriitoare. La vârsta de 5 ani vorbea în rime. Da. Da, mai vorbea cineva în familia ta? Nu știu asta. Anul acesta am aflat de acest lucru. Cred că povestea aceasta cu legată de poezie și de pictură, cred că este pe linie maternă. Pentru că în familia mea, pe linia maternă, am destule multe persoane care scriu și care pictează. Ardealul este cu noi.
Minunat! Și toată țara românească. Deci, în clasele primare ți-ai descoperit talentul? La desen. La desen. Și ai început să pictezi în anul 2012. Da. Fiind autodidact. Da. Dar apoi ai urmat cursuri? Nu. Nici după. Picturile sunt esențiale pentru sufletul meu. Dar pătrund ușor, ușor, pentru că apoi am citit pe Facebook, am citit poeziile tale, care mi-au plăcut foarte mult. Și în continuare, așa a fost să fie, să ne cunoaștem. Printr-o întâmplare simplă. Deci ai folosit vopsele acrilic, apoi vopsele de ulei, da. Și primele lucrări au fost portretele. Portretele. Da? Un paralelism îl putem vedea și în cartea pe care astăzi o lansezi. Legându-mă de portrete, de pictură, ai pictat și natură statică și peisaje. Da, peisaje. Iar în anul 2021 ai avut primul vernisaj care s-a numit Ascensiune. Exact. În cadrul Centrului Cultural Pitești. De când scrii versuri? De anul trecut, din 2021, exact din luna ianuarie. Doar de anul trecut? Da, da. Deci așa de bine le scrie. Da, te rog. Cred că au fost undeva în mine. Exact, asta voiam să spun. Că acum le-ai scos la suprafață, s-au jucat, s-au bucurat și au zis trebuie să ieșim din geo pentru că este nevoie să fie cunoscute și de alte persoane. În poezie ai debutat cu volumul Copacul vieții mele. Iar lansarea a avut loc anul trecut. Anul trecut, exact pe 15 iulie. Serios? Da, deci mâine se face una, tot aici. Tot aici, la Centrul Cultural. La Medalion Cultural, cu Necșoi Stelian, care este în spate aici. Da, mulțumim. Să mai citim despre geo, despre partea artistică. În noiembrie 2021, ai apărut în revista Flacăra lui Adrian Păunescu, da, din București, da, cu o cronică referitoare la activitatea literară, semnată de poetul și criticul literar Cristian Neagu din București. Da. În mai 2022 au fost publicate un număr de 5 poezii în revista literară online Parnas 21, da, din Baia, da, Mare, da, condusă de domnul Maricel Chișcă. Anul acesta, în luna iunie, au mai fost publicate alte 5 poezii în revista literară Cafeneaua Literară din Pitești, condusă de domnul director Diaconul Virgil. Iar la jumătatea anului 2021 a început să scrii proză, da, de-abia, da, anul trecut. Da. Dintr-o joacă. Exact cum am început și cu poezia. Proză fără mască. Asta rămâne așa undeva... subconștientul nostru, dar până la urmă trebuie să ștergem toate măștile. Da? Este minunat să citim. Și fără măști, dar să citim în noi. Să fim atât de apropiați, să ne adâncim atât de mult, încât să devenim prietenii noștri citind despre personajele pe care le prezintă Geo în cartea sa. Am înțeles că această carte, Ancoră peste timp, ai terminat-o de scris mai târziu. Anul acesta am terminat-o, da. Anul acesta. Când ai dat-o Cred la... că, nu mai știu exact, ianuarie, februarie. Am tot revizuit-o, am modificat-o între timp. Dacă m-aș uita cu peste ea, aș mai avea ce adăuga sau să modific. Serios? Da, tot timpul este câte ceva de... Ai mai adăugat la povestire? Probabil că aș mai adăuga sau probabil că aș mai modifica. Da, se întâmplă, da. De câte ori am recitit-o până am editat-o, am tot modificat. Așa se întâmplă și la poezie la fel. De asta am și tipărit-o, că altfel nu mai terminam. Mi s-a părut deosebit de interesant ca mi s-au părut descrierile pe care le faci despre Sicilia, despre, da, locurile. Da. Ai fost acolo.
când scrii călătorești oriunde în lumea asta. Extraordinar. Aș vrea să și, dacă îmi permis, da, să da, prezint da, puțin. Da, și tu poți să prezint, da. Sigur că da. Chiar te nu rog. Vreau să te întrerup. Chiar te rog. O să mă ajut puțin și de, o să mă ajut puțin și de aceste hârtii. Sigur pentru că da. Eu nu sunt un om al microfonului, sunt cu scrisul. Este mai ușor ca să nu pierd. Am multe timp. Idei în cap și se suprapun și așa nu vreau să-mi pierd șirul cuvintelor. În vara anului trecut, pe lângă poezie, am zis să ne-am dorit să îmi pun gândurile și nu numai în versuri, ci și în proză. Astfel am început să scriu texte narrative pe care le-am ajustat și pe care le-am unit ca într-un puzzle acolo unde a fost nevoie și de care m-am folosit atunci când am început să scriu această carte. Bine că nu au fost decât câteva texte de care m-am folosit, că nu toate au funcționat. Pot spune că acest volum de proză este rodul unei documentări de lungă durată și de împinarea unei realități cu cea a ficțiunii. Cartea cuprinde două povești condensate, sincere și directe a unor evenimente de viață diferite. Titlul ei inițial nu a fost acesta, a fost cu totul altul, dar acesta de acum mi se pare mult mai nimerit datorită faptului că cele două protagoniste, două eroine din cele două povești sunt diferite. Se ancorează în povestea lor de viață, de fiecare dată, la niște amintiri din trecut, în anumite situații limită pe care le întâmpină în viață. Astfel de ancore există și în programarea neurolingvistică. Una dintre protagoniste, Dora, din prima povestire, are același titlu, Dora, se ancorează de fiecare dată la mirosul ceaiului din copilărie în care mama sa punea întotdeauna o felie de lămâie. Iar cealaltă protagonistă din cealaltă povestire se ancorează mental de fiecare dată la armonia clapelor unei pianine. Personajele diferă de la o povestire la alta și pentru a le pune în scenă eu am făcut mental pentru fiecare dintre ele o fișă. Altfel spus, fiecare dintre aceste personaje au în spate un istoric de care eu m-am folosit și am ținut cont atunci când am scris. Așa cum am menționat în prefața acestei cărți, poveștile, aceste două povești sunt diferite, dar au în comun iubirea. Personajele sunt trecute de vârsta adolescenței, ele sunt prinse niște iubiri incerte, de multe ori rămân agățate în aceste iubiri, condamnându-se la singurătate, alte ori cad în niște vicii care duc până la degradarea calității umane. Nemai fiind la vârsta adolescenței, ele sunt, iubirea pentru ele este tomnatică, molcomă, curgând precum ierea pe pâine. Alteori, dragostea vine ușor, molatic, ca o umbră, fără să-și dea seama că le cuprinde. Prima, așa cum am menționat, prima poveste din acest volum se numește Dora. Eroina pleacă într-o vacanță în Sicilia, doar la câteva ore după o ruptură a unei relații de iubire cu un bărbat pe nume Victor, care locuia în țară. Ajunsă în Sicilia, ea se cazează în Catania. Acolo este abordată de un sicilian, care este și el este stabilit în Statele Unite, dar venise și el în vacanță tot în Catania. Dar încă de la început între ei se naște o poveste de dragoste și există o atracție, o chimie emoțională între ei. Dar această poveste are de suferit, are parte de unele neajunsuri la întoarcerea Dorei în țară, datorită unor tensiuni dintre ea și Victor și mai târziu datorită unei situații neprevăzute. Încă de la început, prima parte a cărții, a primei povești, prezintă cumva o imagine din Sicilia. Deci am redat o serie de imagini sinestetice, a căror descriere vă vor purta pașii prin Catania, cea străjuită de vulcanul Etna, prin Taormina, care este perla Siciliei, așa este denumită, Rocca di Cefalù, printr-un sat pescăresc Marzamemi, prin Palermo, orașul legendar legat de mafia siciliană și printr-o serie de alte stațiuni de la țărmul Mării Ionice.
De asemenea, am redat cât am putut trăirile și emoțiile personajelor, dar și eșecurile prin sentimentale trăite de acestea. După cum probabil știm cu toții, atmosfera unei relații este dată de fapt de spiritul feminin, bărbații, majoritatea bărbaților, fiind incapabili de o comunicare afectivă sau de o trăire intensă a unei povești de dragoste, ei având mai degrabă nevoie de singurătate sau de pentru a putea iubi, sau, fiind de regulă incapabili de a întreține o relație din aproape în aproape. Nu vreau să vorbesc cu la adresa bărbaților, dacă am așa... Așa mi s-a întâmplat este, mie în viață. Asta este subiectul celor două povestiri. Eu vă prezint puțin personajele, nu sunt multe, sunt câteva personaje și puțin din carte, acțiune. Dora se prezintă ca fiind o femeie cu capul pe umeri, o femeie prudentă în alegerile pe care le face. Se dezvăluie cu greu în fața unui bărbat, datorită nu vrea să lase loc de interpretări prin comportamentul ei. Își asumă orice, fără rezerve orice alegere pe greșită pe care o face. Ea este o persoană care se dedică în totalitate muncii ei, punând pe plan secundar viața pe care uită să o trăiască. Felice, așa este numele italianului, este un bărbat care până la Dora trecuse printr-o serie de emoții, printr-o traumă emoțională care l-aruncase într-o depresie. Încă de la începutul, de când a întâlnit-o, el s-a îndrăgostit la prima vedere de Dora. Apoi, Victor este cel de-al doilea personaj, este bărbatul lângă care Dora trăise niște ani de zile. Acesta este un bărbat educat, dar are un caracter destul de incert și ajunge să se refugieze într-un viciu pe care l-a avusese mulți ani în urmă, dar până la urmă se dovedise că el nu renunțase la acest viciu. Acum am să vă prezint puțin și din cea de-a doua povestire și acolo sunt doar două personaje. Cea de două povestire se numește Maktub. Denumirea vine din limba arabă și se traduce așa a fost scris. Face mai degrabă referire la destin. Având ca personaje principale pe Steph și pe naratoarea acestei povestiri, care descrie acțiunea ce se petrece undeva la țară. Am început prin a prezenta cumva locația respectivă, precum și pe Steph, care este un personaj singuratic, dar rafinat, onest, ușor obraznic, care incită și care are totodată un aer misterios, un tip uneori jovial, alteori deprimat, care afirmă despre el că majoritatea timpului este bacovian. El se descrie ca fiind indisponibil sentimental, datorită faptului că este incapabil să mai iubească pe cineva. Se consideră chiar defect din acest punct de vedere. Însă, sub toată această armură, naratoarea, care nu este alta decât femeia de care se îndrăgostește de el și pe care el o sedusese cu felul lui de a fi, trăiește alături de el o serie de urcușuri și coborâșuri, descoperă un bărbat ludic, un bărbat plin de farmec, de-a cărui tandrețe el nu este conștient. Este un bărbat care este incitat de ea și care la rândul său o fascinează prin felul lui de a fi, dar și prin harurile pe care Dumnezeu le-a pus în el. Haruri pe care în puținul timp petrecut împreună le împarte cu ea. Povestea aceasta este una autentică și am păstrat în totalitate veridicitatea dialogului dintre cei doi, precum și traseul parcurs de aceștia doi, din momentul în care ei s-au cunoscut, necunoscându-se fizic inițial, datorită unei distanțe foarte mari între ei în kilometri, s-au întâlnit mult mai târziu, dar după o serie de despărțiri și au trăit cumva o poveste care a fost destul de scurtă. Cu ajutorul Dumnezeu, eu sper ca să reușesc să continui această poveste într-o altă carte. Mulțumim, Geo! Așa cum spuneam și eu, am emoții și nu vreau să vă rețin mult. Aici am primit un desen. Katia. Al Katiei? Da. Da, te iubesc, Didi. Baftă și să nu ai emoții. Fără să vrem, avem emoții. Mulțumim copiilor prezenți în sală la lansarea acestei cărți. Katia, pentru că... mulțumim, pentru că dincolo de orice poveste reală sau imaginară, dincolo de întâmplările vieții, se nasc copii și ei sunt totuși născuți din iubire. Iubirea poate să fie și
Deci ca simbol, pentru că sunt creații ale lui Dumnezeu. Eu tot din iubire îi consider născuți și pe acești copii, pe toți acești copii. Da? Chiar dacă mama și tata n-au știut că-i vor din iubire. Joe, am citit foarte repede cele două povestiri și ca să nu vă mai reținem, o să citesc ceva din impresiile pe care mi le-am făcut. Impresiile sunt deosebite, deci n-am citit la viața mea romane de dragoste, am alt fel de a scrie. Și aș vrea să vă prezint și eu faptul că prin citirea celor două povestiri scrise de doamna Chiran luăm cunoștință cu personaje principale și secundare la fel de puternice în manifestările lor. Întâlnim două povești diferite, privite din toate unghierele sufletului, feminin și masculin, ale unei scriitoare talentate. Pentru că și prezentarea personajelor masculine este cât se poate de adâncă. Veți vedea, manifestarea iubirii este uneori sigură, emancipată, largă în concepții, iar alteori confuză, determinată doar de un anotimp, de o refulare pe timp mai scurt sau mai lung. Deciziile pe care oamenii le iau sunt uneori argumentate, alteori fragmentate și cu gust amar sau deschis oricărui alt gust. Este adevărat că atât femeile cât și bărbații au mare nevoie de iubire, de dragoste, de dialog și orice fel de altă împărtășire. Toate fac parte din experiența personală și lasă amprente în orice suflet. Deci cartea ta mi-a lăsat niște amprente. Asta nu înseamnă că dacă n-am citit eu romanul, nu înseamnă că nu există iubire aici. Dacă toți oamenii ar fi fost iubiți încă înainte de naștere, Pământul ar fi beneficiat de mai mare înțelegere în aceste vremuri. Încă se mai scriu romane, nuvele, povestiri, care reflectă lipsa de manifestare a iubirii permanente, sigure, constante, fără surprize, deși uneori e plictisitor. Și așa. Chiar dacă asta este părerea mea. Dora, prima povestire. Povestea poate fi comună pentru artiștii care se îndrăgostesc cu adevărat, trăiesc din plin și în care iubirea există atât cât este întreținută constant de ambele părți. Maniera de scris însă diferă de la scriitor la scriitor. Lejeritatea cu care scrie Joe Chiran și detaliile surprinse în carte dezvăluie o reală plăcere pentru crearea personajelor, buna cunoaștere psihologică, precum și informare îndelungă despre locurile în care se desfășoară acțiunea. Nu se simte tragere de timp, nu se simte forțarea pentru un subiect excepțional, este mai mult o analiză a unei posibile realități între oameni care se aseamănă cu noi, cu fiecare dintre noi. În prima povestire, iubirea a reprezentat fundamentul inițial între un bărbat și o femeie, dar care s-a alterat cumva, în ciuda trecerii unor ani petrecuți împreună și a unor experiențe frumoase. Este ca o poveste de vacanță care a început în Sicilia și care pictează femeia împlinită de profesia ei cu diferite culori, după ce surpriza vieții se ivește în vacanța pe care și-a propus-o, de contextul în care se desfășoară evenimentele, apoi de revenirea la aspectele inițiale ale unei vechi suferințe și la alegerea între o viață veche și una nouă. Este un paralelism între a fost odată cam povești și oare va fi cam povești. Subiectul este ușor și plăcut, curge, e ușor de urmărit, are o curgere vioaie, în ciuda oboselii protagonistei și te ține în suspans, pentru că nu ai cum să deslușești în tocmai ceea ce mai vrea să trăiască pictorița, adică personajul principal. Ne întâlnim cu o ființă creativă, dornică de succes, cu un program riguros, o femeie stabilă, fermă și plină de compasiune. Sufletul o încercuiește, o joacă cumva sufletul, dar viața îi aduce o surpriză plăcută, ca răspuns la mișcarea ei interioară, probabil. Personajele secundare nu sunt mai prejos, iar scriitoarea prezintă profilele pozitiv și negativ cu atenția unui psiholog sensibil și nu numai teoretician. Ești psiholog.
veți avea parte de surprize care nu o copleșesc pe Dora, dar care o coordonează pe un alt făgaș al vieții. Alegerea îi aparține ca experiența sufletului. Vă veți întreba dacă bărbații mai pot iubi ca adevărații tineri îndrăgostiți și veți afla că există suflete curate care au curajul de a dărui și de a primi iubire. Hai să citesc puțin. Să-mi amintesc. Pagina. Se îndrăgostise de el de la prima vedere și îl iubise necondiționat. Tocmai îi venire în minte cuvintele unui fost prieten care îi spusese că femeile deștepte iubesc precum proastele, iar asta o făcut să zâmbească. Letargică încă, se ridică și, îndreptându-se spre baie, se întâlni cu reflexia unei femei necunoscute în oglinda cea mare din cristal, ce trona ca o regină în hol, deasupra unei comode din lemn de mahon. O față ponosită, ce până mai ieri fusese frumoasă, dar încadrată azi de o claie neagră de păr, îi dădu binețe. Iar ea îi răspunse, dând de câteva ori din cap, încercând să-i deslușească trăsăturile care îi părură cunoscute. Ochii îi se inundară din nou de lacrimile viclene care o pândeau ca de fiecare dată bucurându-se de vulnerabilitatea ei. Se lăsă în voia lor cu gândul că vor seca într-un final. Apoi, cu privirea tulbură, începu să mângâie echipul pe care de-abia îl mai zărea în oglindă. Te iubesc, prostuțo, îi veniră în minte cuvintele acelea simple, ce nu-i dădeau pace și de care avea acum atâta nevoie. În virtutea inerției, picioarele o purtară în baia spre care pornise mai devreme și mai cu voie, mai fără voie, își făcu toaleta de dimineață, iar dușul cu îmbrățișarea lui aproape rece o trezi la realitate. Își puse pe ea halatul dintr-o mătase fină, simțindu-i atingerea într-o mângâiere duioasă ce parcă încerca să o ducă iar în starea de dinainte. Cât de cât revigorată, se făcu comodă într-unul din fotoliile livingului, care o primi cu bucurie în brațele lui bătrâne, dar încă vânjoase. Își aprinse din nou o țigară și, privind rotocoalele de fum care se plimbau leneșe prin cameră, își făcu în minte o parte din planul zilei de azi, urmând să-l treacă apoi în nelipsita ei agendă. Ochii îi se opriră pe o fotografie prinsă într-o ramă modernă, așezată pe o comodă, în care ea, împreună cu Victor, undeva, pe Valea Oltului, stăteau aplecați peste parapetul râului. Atât pentru acum. Maktub, așa a fost scris. Atracția nedeslușită dintre un bărbat și o femeie. Un bărbat original, aș spune un semn fix, talentat, harnic, obișnuit să muncească, un bărbat mai greu de imaginat în acest fel. Și totuși avem de-a face cu un astfel de personaj, dar un bărbat liber, care decide singur și sigur pe sine. Personajele cer răbdare și cunoaștere reciprocă, mai ales că locuiesc departe una de cealaltă. Uneori pare că bărbatul e plictisit, deși motivează că este teamă să nu piardă. Femeii îi place aventura, deși nesiguranța jocului în care a intrat o exasperează. Ei se asemănă întrucâtva, dar întâlnirea pare un dans imaginar. Undeva se formase un gol în sufletul femeii. Pătrundem în inima unei femei care are nevoie de dragoste, de sprijin sau de o completare a ceea ce îi lipsește ca ființă întreagă. În același timp, se observă conturul bărbatului care încă mai are răni sau cicatrice, fie după o dragoste consumată, pierdută, neîmpărtășită, fie din alte motive. Când bărbatul nu ia decizii ferme în prezența unei femei, este destul de greu să forțezi lucrurile spre a-ți potoli setea de el. Asistăm la o dublă suferință. Tensiunea inițială dintre cei doi are cauze diferite, iar fantezii deosebite, așteptări ciudate, dar expulzează în dragoste înfocată când este conștientizată de plin. O poveste adolescentină în care strigătul femeii continuă interior, dar și exterior, din prea plinul dragostei care se vrea manifestată. Stefan este un prenume, iar Maktub înseamnă în arabă așa a fost scris. Cu alte cuvinte, scriitoarea conchide într-un titlu de poveste că totul este destinat să fie așa. Citiți, bucurați-vă și manifestați iubirea. Merită din toate și merită toate acestea. Aș vrea doar să te întreb, Geo,
cine sau cum ai realizat coperțile, minunatele coperți ale cărții? Cartea este în totalitate creația ta. Creată de mine, inclusiv coperta, absolut tot, da. Excepțional. Doar tipărită la editură, la fel ca și cea de anul trecut. Da, mulțumesc. Și dacă așa a fost scris, ne citești ceva din Macru? Da, da. Steph și-a prins din nou pipa, după care a murcat iar în camera pianinei, deoarece era ultima seară petrecută împreună și dorea să o sărbătorim, neuitând să ia cu el cele două pahare și nelipsita sticlă cu vin. Era acolo o liniște care mă tulbura peste măsură și nu-mi explicam de unde venea acea emoție. Înainte de a mă așeza în fotolul în care obișnuiam să-i ascult interpretările, m-am plimbat puțin prin camera aceea, atingând cu vârful degetelor câteva obiecte vechi ce mă fascinau prin energia pe care o simțeam în preajma lor și care îmi dădeau încă din prima seară impresia că mă aflam între două lumi. M-am oprit apoi în fața pianinei și am îngăiat timid claviatura plină de noblețe, după care am luat în palme rama mică de argint, în care era portretul calei. Am privit-o îndelung, dorind să descoper trăsăturile pe care li le transmisese fiului ei, timp în care Steph s-a apropiat de mine și mi-a spus: "Ești o mare visătoare." "Este rău să visezi?" l-am întrebat eu privindu-l în ochi. "Nu, dar este rău să fii expert în planuri și să nu faci nimic pentru a le valorifica." "A fi visător nu înseamnă neapărat a face planuri," i-am răspuns eu șoptit, după care m-am așezat în fotoliu. Apoi, el a început să răsfoiască din nou partiturile, oprindu-se într-un final la un fragment din Pasacaglia de G.F. Handel. S-a așezat pe scaunul din fața pianinei și a început să interpreteze cu o măiestrie inegalabilă, iar eu îl ascultam cu ochii închiși și cu capul rezemat în tetiera fotoliului, lăsându-mă prinsă în vibrația acelor note limpezi pe care le simțeam ca pe niște curcubee fragile, agățate în zeci de cascade înspumate. Apoi a început să improvizeze. Notele se amplificau devenind sacadate, crispate, chiar dureroase, dând impresia că unele coarde ale instrumentului s-au rupt sub atâtea lovituri, stârnind în mine o îngrijorare inexplicabilă care începuse să mă chinuie pentru ca mai apoi să schimbe registrul, notele devenind curgătoare, clare, după care din ce în ce mai mătăsoase. Degetele de-abia atingeau clapele sidefi și avea chipul transfigurat, fiind una cu pianul, dând impresia că uitase cu totul de mine, iar eu îl priveam gândindu-mă la faptul că acum 4 luni nici măcar nu știam de existența lui, iar într-un timp atât de scurt a ajuns să mă cucerească cu dezinvoltura pe care o afișa și cu faptul că mă stimulam permanență mental. Rămânând din adolescență fără mamă, nu învățase să-și exprime emoțiile, dar ținea să-mi amintească. Chiar dacă sunt un sălbatic, chiar dacă nu vorbesc prea mult, asta nu înseamnă că nu mă gândesc mereu la tine, că nu simt. Se descria ca fiind uneori tonic, amuzant, iar în restul timpului bacovian și avea perfectă dreptate. Apoi, mai mereu îi plăcea să se ia peste picior, afirmând prea des că este idiot, deși odată a ținut să-mi spună: "Nu m-am născut deștept, am învățat și am muncit mult ca să ajung cine sunt, motiv pentru care în sinea mea sunt destul de infatuat." Iar eu știam, pentru că asta se vedea de la o poștă. Așa era el, mai mult imperfect decât perfect, însă avea o structură bazală construită pe onestitate și pentru asta l-admiram și-l iubeam totodată. Mai erau câteva ore până la ziua și trebuia să ne despărțim din nou, însă nu știam pentru cât timp, dar oare cine putea să știe? Aveam doar certitudinea că va lipsi enorm acest om minunat împreună cu serile lui muzicale. În rest, nu avea nicio certitudine asupra ceea ce va fi fost să fie, dar parcă mai era ceva cert în lumea asta. Nici nu am auzit când muzica s-a oprit. Incoerent percepam totul în jurul meu, iar gândurile mi se deformau în minte, chinuindu-mă cu murmurul lor necontenit. Am închis ochii și ca prin ceață mi-am văzut visele risipindu-se în adâncul sufletului deja debusolat, neștiind ce să facă. Neliniștea îmi râdea sarcastic în față, îmboldindu-mă să-mi amintesc că îi aparțin doar ei. Cu brațe iluzorii încerca să mă îmbrățișeze, însă eu, știind o perfidă, m-am retras temătoare. Îi simțeam însă răsuflarea în ureche în timp ce îmi șoptea: "Ce te frământă, suflet necăjit? Deschide ochii și privește-mă." Hipnotizată, parcă de vocea mieroasă, m-am ridicat și am deschis larg fereastra, după care mi-am ridicat privirea spre cer. Prin aburii nopții l-am văzut acolo ca și cum ar fi așteptat, cercetându-mă în același timp, reprobator. Câțiva nori se risipeau năuciți de lumina rece a lunii ce penetra pentru a mă învălui cu iubire. Am căutat în mine o accepție pentru care în ultima vreme nu m-am ostenit să-l privesc, în timp ce în minte mi se derula filmul întoarcerii spre casă, în aceeași mașină, pe șoseaua străjuită de aceiași copaci cu tulpinele lor îndreptate în
aceeași direcție, pe lângă aceeași case lărzețe, împrejmuite de grădini, odată verzi, însă cu sufletul mai plin de doruri și de temeri în același cadru de manifestare bacovian, dar mult mai îndrăgostită. Tulburat și cu ochii umezi, Stef și-a întors capul și m-a privit peste umăr, apoi s-a apropiat de mine, prinzându-mi fața mâini, după care mi-a șoptit: „Rămâi, fată frumoasă!” Nu mă lăsa să plec, i-am șoptit la rândul meu, cu ochii în lacrimi, la fel de tulburată. Cu doar câteva ore înainte... Continui eu? Asta. De multe ori mi se întâmplă... Cu doar câteva ore înainte, degetele mele îi parcurseseră fața, iar el nici nu putea să respira. Doar tâmplele îi sfâcniră frenetic. Când m-am oprit asupra buzelor, mi-a pus un sărut în podul palmei. Degetele miroseau a scorțișoară și a înghițit în sec. Nici măcar nu a știut că ele conturaseră pe pielea sa o predestinare ce îl va urmări toată viața. Dragii noștri spectatori și viitori telespectatori, aceasta este deschisa, scriitoarea deschisă cu sufletul, Georgeta Rodica Chiran, căreia îi mulțumim că astăzi este alături de mine și eu sunt tot un semn de aer și amândouă avem emoții. Și înainte de a închide această de emisiune, de a vedea dumneavoastră și a pipăi dumneavoastră cartea, aș vrea să vă spun că fiecare ființă care citește un vers, o poezie sau o poveste, își deschide din suflet portițe, porți, labirinturi, tuneluri pe care le-a acumulat din neam în neam. Poate nu știați asta, nu e neapărat experiența unui singur om. Sunt experiențele unei generații care se acumulează în cei care se nasc, se spune, cu talent. Ei vin acum să scrie, să elibereze toată încărcătura emoțională de atâtea veacuri sau de atâtea milenii. Pentru că doar prin această eliberare viața poate să meargă înainte. Și nu vom aplauda înainte de a invita, așa m-am gândit eu acum, pe nepoței, pentru că am mai văzut copii pe această scenă. Și pentru a încheia această emisiune în mod optimist. Ei sunt iubirea. Vă rog să veniți alături de o bunică atât de frumoasă. Voastră frumoasă, elegantă, rafinată, deosebită. Poate mâine veți lansa și voi o carte, două, trei, mai multe. Katia și Kevin. Yeah! Mulțumim participanților. Rămânem în continuare. Este o lansare deosebită. Vă mulțumim tuturor și o iubim pe Geo și o așteptăm cu, fie cu continuarea poveștii, fie cu alte cărți pe care să le lanseze în cadrul Centrului Cultural. Mulțumim!